Bună dimineața București cu Alex Vinculescu și Andreea Bratu. 934 de minute, bună dimineața, le spunem și noi invitaților noștri de astăzi, deosebiți, tineri, frumoși și, bineînțeles, matinali. Bună dimineața, Noami! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, George! Bună dimineața! Așa cum am anunțat, George Baltă și Noamie Dinescu au venit să ne vorbească uh, despre un film, uh, spun eu, emoționant. Nu l-am văzut, dar uh, am vorbit cu oameni care l-au văzut și au zis, da, merită, mergeți, vedeți-l. E un exemplu. Uh, George joacă propriul rol și o face foarte bine. Mai departe se numește cel mai recent film al tău, <laughs> pentru că, de ce nu, poate te vedem și în altă uh, producție cinematografică. Dar. Vorbim despre mai departe un film emoționant, în primul și în primul rând că este povestea ta de viață, dar și foarte bine jucat. Noami, ai pus talentul, dăruirea și priceperea din plin în acest film. O să vorbim despre el în primul și în primul rând, să facem cunoștință. Pe Noami o știți, pe George poate îl cunoașteți, acum o să-l vedeți și în postura de actor. Uh, încep eu, încep eu, nu? Începe el, începe, începe el. Eu. el, e personajul <laughs> principal. Da, este prima mea, primul meu contact cu, cu ce înseamnă actoria, și mai ales într-un metraj. Teddy și-a dorit foarte mult să-mi joc eu propriul rol, pentru că nu putea altcineva mai bine să, să rătrăiască și să aducă emoția pe, pe marile ecrane. Și a fost un șoc pentru mine când Teddy mi-a mi spus treaba asta că mă vrea neapărat pe mine în, în primul rol. Uh, am spus, bă, ai mai bine să luăm un actor, îl învăț tot ce trebuie, cum să stea în scaun, cum să se comporte A că nu, George, dacă nu facem cu tine, uh, filmul ăsta nu o să, să apară Și bine că s-a întâmplat așa, a fost uh, dificil în sensul în care nu știu, ai avut trac cum avem toți și eu când vin dimineața și se aprinde becul roșu, am un pic de trac, am un pic de emoții, pentru că știu că lumea mă ascultă, mă și vede în cazul de față, puteți face și voi acest gest să vedeți pe pagina noastră de Facebook, transmisia live din studioul București FM. Nu știu dacă am avut trac, dar am avut emoții și, și, un pic stresat așa, pentru că este vorba despre povestea mea și mi-am dorit foarte mult să iasă, să iasă bine, să ajungă pe marile ecrane și să transmit exact ce transmit eu în viața de zi cu zi. Și, dar am avut noroc cu, cu doamna Noami, cu Adrian Păduraru, cu Dan Murzea, care a jucat rolul fratele meu în film. Și am avut de la cine să învăț. Cu Dan Murzea chiar am, chiar am exersat actoria, să zic așa, vreo trei săptămâni înainte de, de filmări. Asta m-a ajutat foarte mult să, să pot să respect toate, toate tot, ce, tot, ce, a fost pe, pe de filmare. E ceva ce s-ar plăcea să mai experimentez pe viitor? mi-ar plăcea să experimentez în continuare treaba asta cu filmul, dar să nu mai fie atât de multe schimbări de look. Adică am avut schimbări de look într-o zi chiar de, de 3-4 ori. De la schimbat ținută, l-a pus barbă, perucă, bărbierit, iar un pic de bărbiță, iar a, a fost o groaznic. Dar fără schimbări majore de look, cu siguranță m-aș băga. Am primit deja propuneri pentru, pentru teatru. Oh. Dar acolo, doamna nu mi spune că este mai ușor. Mie mi se pare mult mai greu, pentru că intri și trebuie să fii să știi textul și să o dai coadă. Mm -hmm. La filmări mai o dublă, te mai citești un pic pe text, mai mi se pare un pic mai ușor, dar... Ascultă-o pe Noami, că e am da. ta în film. Noami, cum a fost pentru tine întâlnirea cu George și uh, ce te-a inspirat până la urmă? Păi întâi de toate când Teddy mi-a scris și mi-a zis că are un rol pentru mine, da, mi-a trimis scenariul. Când am citit scenariul, am paralizat la propriu. Păi stai un pic, pentru că Teddy este singurul regizor până în clipa asta care m-a distribuit într-un rol de dramă că toată lumea îi dă Ca drum pe da. și după team building am primit vreo patru propuneri în niște filme în care eram femeie de servici și le-am zis copii nu, eu, <laughs> da, le-am refuzat pe toate patru pentru că eu nu pot mai mult deci, nu, dar Teddy a făcut, că face el cum face și merge pe calea nebătătorită și nici n-am întrezit să-l întreb bă, dar în câtă lume e de ce pe mine, nu, că, na, câteodată nu-ți forțezi norocul și atunci ne-am întâlnit cu George să-l cunoaștem pe George. Înainte de asta am făcut cum face orice actor. Nu știam cine e George. Adică auzisem așa, dar nu știam. Și m-am și am citit tot. Și în momentul ăla mi s-a așezat pe cocoaș, efectiv, tot. Uh, ne-am întâlnit cu el eu l-am iubit pe George din clipa în care l-am văzut deci pur și simplu și nu știu dacă există cineva care să nu-l iubească pe el pur și simplu și nu e cum să vă zic o iubire de aia care îți vine bai, vai saracul, nici vorbă de ce este ceva în el care vine din năuntru lui și de asta oamenii se duc la conferințele lui de asta oamenii caută prietenia de asta oamenii îl sună și e, are un cont de Instagram, cum zici tu George? cele frumos Instagram, cu cei mai frumoși oameni. Yeah. <laughs> uh, eu mă trezesc dimineața și mă uit să văd ce a mai făcut George, ce a mai scris, pentru că e foarte... s-a instruit singur, a făcut foarte multe lucruri. Adică, George este, am zis eu, din nu e rou, este un om care a căzut, s-a ridicat, a căzut, s-a ridicat, a căzut, s-a ridicat și între căderi și ridicări, el și-a mai pus câte un, să zic, un plus valoare la ce este el. Nu uh, n-a fost greu a fost foarte greu, pentru că prima mea secvență, el a avut secvență mult mai grele înainte, pe stadion, o să-l întrebați pe el să vă zică el, pentru mine prima secvență a fost cu el care uh, e pe targă în spital. A fost crâncen, aia a fost foarte rea. Dar uh, când ai oameni pe lângă tine care păstrează atmosfera și povestea e cu tine și omul e cu tine acolo... Pur și simplu se întâmplă lucrurile. Se întâmplă. George, hm. tu ai demonstrat că viața merge mai departe. Te-ai ridicat la nivelul unui om universal, indiferent de poziție, indiferent de statură, indiferent de loc, indiferent de ceea ce poate el să facă, rămâne ceea ce el înseamnă. Iar tu înseamnă enorm pentru mulți care te urmează și îți urmează exemplul de viață. Pentru că tu nu ai căzut. Uh, cu ghilemele de rigoare, ai mers mai departe și nu forțezi nota, dar asta ai făcut. Ai zis, ok, Dumnezeu ne-a lăsat spiritul, ne-a lăsat uh, credința, ne-a lăsat uh, vii și cu sufletul mare. Ceea ce ți-e da, chiar să Trebuie treaba și spun că sunt un campion, că sunt un erou, că sunt, sunt un luptător. Fiecare zi o iau ca pe, ca pe o luptă, ca pe o nouă experiență, o nouă poveste descris. Uh, poate că am fost erou pentru anumiți copii, când am, am acceptat să-i ajut, nu știu, habar n-am. Uh, nu știu, poate o să aducem vorbe mari acum, dar mi se pare că viața asta nu e nici grea, nici ușoară. Și fiecare zi care vine, trebuie să ne, să ne bucurăm de ea. Cred că asta e cel mai. Dar, mai în cazul tău, chiar merg vorbele mari, să știi. Merg vorbele mari și, cu siguranță, dintre prietenii Eu noștri. Eu sunt care... sincer, și n-am să spun acolo că sunt o voce a persoanelor cu dizabilități sau a celor cu, cu nevoi mai, mai puternice. Tot ce am făcut, am făcut să mișurez eu mie viața, iar dacă prin asta am reușit să motivez și pe alții cu mare plăcere. Dacă lumea nu te cunoaște, poate să afle acum mai multe despre tine, odată cu această producție cinematografică. Există informații despre ce s-a întâmplat cu George, cu ceva timp în urmă, a suferit un accident în timpul unui meci de rugby test, nu, între Olimpia București și Naționala. Da, în rugby nu există meciuri de amicale, sunt da. meciuri test, toate. Uh, un meci între echipa mea de club și echipa națională. Mai erau vreo 10 minute din meci, și într-o grămadă, ordonată, eu jucam pe grămadă, eram numărul 2. Uh, am primit o lovitură în ceafă, bărbia mi-a fost în piept și mi-a rupt coroana cervicală. A adică, fost că mai pe românește mi-a rupt gâtul. Da, a fost un uh, incident uh, nefericit. 700 kg, spuneai tu, că da, a fost 73 kg lovitura a fost în ceafă aveți ocazia, cum să vedeți, și meciurile de rugby din cadrul Cupei Mondiale. Dacă nu le-ați văzut, mai e unul de văzut. De fapt, două. Finala mare între Noua Dar nu trebuie să se sperie sau sportivi să se sperie de treaba asta. S-a întâmplat la mine, se întâmplă foarte rar treaba asta. Na, dintr-o neatenție, de atunci... Te-a prins de încordat? M-a prins de încordat, da. A fost, au fost vina mai multor, mai, 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 mai mulți factori care au dus la chestia asta. A, ideea e că între timp, din 2006 până în ziua de astăzi, regulile s-au schimbat foarte mult și se pune accent foarte, foarte mult pe siguranța jucătorului. Inclusiv arbitru Inclusiv arbitru, da. La cea mai mică lovitură la cap, la cea mai mică, se, jucătorul este, este scos de pe teren, examinat, după care readus în, în teren. Deci nu se mai pune problema de astfel de accidentări. Filmul apare în cinematograf pe 27, nu? 27 da. de octombrie. 27 octombrie, intră în cinematograf, da. De ce ar trebui să vină oamenii să vadă mai departe? Pentru că, din păcate, ne dăm seama doar atunci când avem o problemă că putem trece anumite praguri. Filmul ăsta îți ușurează puțin, puțin viața și trecerea peste pragurile și încercările pe care ne le aduce viața în față și îți deschide un pic ochii, mintea și sufletul, cum îmi place mie să spun, să, să vezi dincolo de ușile astea închise pe care, cu, cu pe care ni le, în care rămânem blocați și, și pragurile astea uriașe din viața noastră. Cred că este un film, din ce mi-a lăsat impresia, l-am văzut de două ori până acum, este un film uh, care o să te învețe ceva nu de fiecare dată când mergi să-l să vezi. Chiar dacă îl vezi de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori, de fiecare dată o să ai ceva de, de, învățat. E ca filmul ăla de acum 10 ani, de Secret, ceva de genul, că unde, unde învățai mereu ceva. Eu intru acum să văd nota. <laughs> Uite-te. Teddy, Teddy a reușit foarte bine să, să monteze absolut tot ce, tot ce am tras. Erau foarte multe de băgat. Probabil că ce un film la patru ore, dacă, dacă nu, dar Teddy a vrut să fie un film de cinema, nu un documentar. Și, și cred că a reușit asta. Filmul a fost aplaudat în 19 octombrie de 1500 de oameni pe stadionul de lui Biarcu de Triunf și am avut niște recenzii foarte, foarte frumoase. Ai reușit să-l privești așa obiectiv sau să te-ai judecat. Ha, din uite, păcat, puteam da, să da, zic da mai judecat. bine, să fac mai bine. M-am judecat pentru că, da, na, nici nu pot să ridic pretenții pentru că este prima dată când fac un lungmetraj. Am mai făcut astea scurte, dar un lungmetraj cu atât de mult text nu, nu am mai făcut. Văd altfel acum filmele, pentru că dacă am fost atâta timp pe, pe platură de filmare, acum știu din ce parte se vine camera, știu cum se apropie de mine, știu că mai am două în spate, știu că și vă, am început să văd altfel filmele, dar mă, îmi place mult ce, ce a montat Teddy și, și cum a reușit să, să pună povestea asta. Se putea mai bine, ca de fiecare dată, cu siguranță. Se putea mai rău, nu. <laughs> este, este perfect ce, ce a făcut. Nu, Ami? Păi să luăm de la început Faptul că te uiți la film și zici că Aș fi putut să fac mai bine este, Așa sunt actorii Deci crește un mic actor în tine acolo Proiectul ăla de teatru Este în mintea unei prietene Marianei Cămărășan Ia acolo în mintea ei, îl lasă dospească și în ziua în care o să-l anunțe, o să încep și o să lucrez cu George. Sau la George ca să-l hotărăsc. Deci ar trebui să meargă lumea la film, la filmul ăsta. Înainte de toate, Oamenii nu prea mai au modele. Ăsta e adevărul. Mai ales, nu neapărat în era generației, dar mai ales lumea care își pierde ușor, ușor reperele. Și atunci, nu vreau să zic că George este un model. Povestea lui George și felul în care Teddy, de care sunt foarte mândră, Teddy este un regizor extraordinar de bun, este foarte iscusit, pentru că, așa cum zicea George, puteau să iasă patru ore, dar filmul nostru are o oră și 23 de minute și este montat dumnezeiește, n-are nici o burtă, este un film la care plângi de-ți crapă inima în tine, dar n-apuși să ți se suce lacrimile că te apucă râsul. Este montat una, 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 nu apuci o secundă să te plictisești. E dinamic. Din punctul asta de vedere. Asta, asta ne-am dorit de la început, da. scuze, oamenii, că să nu facem un film de la românie, să-l ducem un pic pe stilul la mai american, fără mm -hmm, pauze mm -hmm. foarte multe și fără. Există și o scenă în care se mănâncă ciorbă dar credeți-mă, durează 5 secunde, <laughs> <laughs> pentru că asta mâncau oamenii. Hai. Am trebuit să respectăm un pic adevărul. Filmul trebuie văzut pentru că este. s-a și dorit asta, pentru că viața lui George este așa. Este un film inspirațional, este un film motivațional, este un film despre capacitatea noastră de a ne ridica de fiecare dată când viața ne mai trage, cum îmi place mie să zic, câte o greblă peste dinți. Știi că îți vine una și nu mai știu unde ți-e nordul. Și de multe ori tu apeși pe. Trăgași, sau să strălași, alții, sau, pe sau se întâmplă. Și atunci. De fiecare dată când cazi, trebuie să-ți găsești în tine resursele să te ridici. Mai greu, mai încet, mai învești ceva. Nu știu om care să fi plecat de la premiera noastră din 19, care să nu fi fost extrem de impresionat, și hotărât să facă ceva cu viața lui din momentul ăla. Asta n-a spus și Cornel când a venit exact și l-am întrebat, întrebat a doua zi, zi da. cum a fost filmul. Uh, a avut așa un moment de gândire, dar nu pentru că nu-și găsea ideile, probabil nu știa cum să puncteze exact. Și a zis: băi, emoționant." Da. Uh, o poveste, a zis, nu știu, trist sau, dar, dar nu, a fost chiar trist, dar de, exact ce ai spus tu, știi? Până la urmă viața merge mai departe și uh, binele a învins, uh, binele din tine. O să George. zic eu ceva ce George nu știu dacă vrea să zică, dar foarte important în, în ascensiunea lui George Baltă pe care l-aveți aici. Au fost părinții lui, care sunt. sunt niște zei, pur și simplu. Și mama lui, și tatăl lui. Uh, e foarte important că George a avut astfel de părinți. Despre frate, nu vreau să zic nimic, pentru că vreau să mergeți să vedeți filmul. Că nu e frumos să dăm spoilere noi, dar trebuie să mergeți. Adică. Dacă vreți să vă faceți un bine, duceți-vă și vedeți filmul. Și după aia, dacă nu le place, obișnuiește un prieten de-al meu să zică chestia asta, vă dau eu banii pe bilet. Sau cum spune Teddy, să recomandăm dușmanilor. și Da, Teddy, la regizorul. Nu știu, nu mi-aduc aminte să se mai fi făcut un film de genul ăsta. Noi am tot văzut producții cinematografice din Occident. Cu povești adevărate, uh -huh. povești de viață Imediat repede am mers pe Wikipedia uh -huh. și am uh -huh. căutat Măi, hai să aflăm de ce, cum s-a ajuns acolo Pentru că un film poate să creeze tot contextul Dar vorbește în mare parte despre ce s-a întâmplat Iată că și românii bifează la capitolul ăsta Mai puțin comuniști, mai puțin secretar de partid Mai puțină înjurătură Mai puțină bășcălie Și mai mult sentiment Să știi că de asta, ne... asta mi-a fost și mie frică Nu pot să vorbesc cu numele tuturor Dar mi-a fost mie frică când mi-a... Mi-a propus Teddy să facem filmul ăsta să zice, bă, vii în România cu un film motivațional. România care caută mai mult hăhăială și nenorocirce și așa mai departe. Și a spus că, atât mi-a spus, să ai încredere în mine. Hm. Și eu sper din tot sufletul ca filmul ăsta să fie altceva și este altceva față de tot ce am văzut film românesc acum la, la cinematograf. Și sper acum. să nu greșesc, dar din câte am citit, din câte am înțeles, eu, este primul film făcut în România care uh, are în prim plan... Uh, persoana reală care și joacă da. rolul, nu? Da. Și Am e montată în, montat în așa fel încât George este centru acțiunii și oamenii din jurul lui sunt acolo fiecare la locul lui. Dar povestea are echilibru, nu se clatină deloc. Nu știu cum să vă zic în vorbe mai deștepte, cât este de bun Teddy. Și... Cum vede el mai departe? În ce privește România, cum ziceai tu, caută filme care se hăhăie, publicul caută asta pentru că asta i s-a dat. Eu cred că ăsta este momentul în care încet, încet, oamenii vor înțelege, e ok, e loc și de hăhăială, dar fiecare are timpul lui. Ăsta este momentul la care trebuie să ne ridicăm un pic, să ne îndreptăm un pic, să zicem, bă, stai, stai, stai că nu așa trebuie să meargă lucrurile. Asta e drumul. Da, dar și noi, am, ne, noi ne dorim foarte mult să avem deja un, o caravană, un proiect. Cu, mergem cu filmul ăsta prin școli, licee, universități, și încercăm de acolo să. Asta vrem să, să punem. Să, că da, cu da, da, să consolidăm un pic uh, mentalitățile și sufletele copiilor, pentru că dacă nu nu le arătăm lor că se poate, o să ajungă la o vârstă în care o să zică bă, nu are rost, de ce să mă lupt că oricum nu are are niciun sens. Are sens. Viața asta are sens și cred că e foarte mișto caravana asta să să le arătăm copiilor că există întotdeauna mai departe. Să nu se mai plângă că nu au ultimul tip de adidas în picioare sau ultimul tip de telefon și că sunt multe alte lucruri mult mai importante. Aș vrea să cred și nu știu cum să judec faza că, iată, în cinematografe, în țară cu caravana și mai puțin pe platforme, pe platformă ajunge mai ușor și e mult mai confortabil. Oamenii ar trebui să facă și efortul să meargă în cinema sau să ia parte la caravana asta și la firescul unui eveniment, unui film promovat acolo, cu voi, în carne și oase. Așa, pe platformă, stai acasă, poate vezi, poate nu-l vezi. Contează foarte mult contactul, exact. și Eu am fost cu George și cu Teddy, am fost parte din echipă la liceul de coregrafie din Cluj. Cluj. Credeți-mă că ce experiență a fost acolo. În primul rând noi avem o imagine falsă a copiilor, a adolescenților pentru că scâng gura la rețele de socializare, la TikTok, la alte prostii. Realitatea nu este asta. Copiii sunt extrem de inteligenți, foarte interesați. Deci l-au supus pe Tedi unui tir de, pe George unui tir de întrebări, unele foarte grele la care el a făcut față foarte bine. Adică copiii sunt interesați. Copiii, generațiile noastre nu sunt alea de pe TikTok, credeți-mă. Există și altă generație de copii. Și noi ne ducem către ei, pentru că, așa cum zicea și George, trebuie să-i creștem și să le arătăm și fața cealaltă. Aia alta este puerilă și e desuietă din punctul meu de vedere, pentru că nu poți să trăiești o viață întreagă căscând gura după mașini de fiță și dorindu-ți niște chestii absolut irealizabile care merg mână-mână cu infracționalitatea. Nu, da. nu! Viața este asta Așa arată viața A căzut, s-a ridicat Iar a căzut, iar s-a ridicat Și uite l Acum când am parcat locul lui De parcare pentru persoane cu dizabilități Era ocupat de cineva Care măcar a lăsat numărul de telefon A coborât, eu mi-am pus ochelarii să nu se vadă flăcările Din ochii mei Că sunt destul de real la fazele astea Și a venit o doamnă Care probabil lucrează la voi Al meu era în mașină, uitați-vă la el ce frumos e Doamna Santos -am plec un pic... de ochi a întors... de aici. Deci, <laughs> Ai, viața, te-am de ochi tot filmul. Deci, pusese o mână aproape în șold, așa și aștepta să-l ia în aripi. Că parchează pe locul handicapați. Da. Din păcate, mai avem să de lucrat și la reglajele sociale. Și ăsta este un, un mesaj. E datoria da. mea, ca persoană cu dizabilități, să se educă în sensul ăsta. Adică, dacă a sări la bătaie, n-ar rezolva absolut nimic. Da? Cu vorba. Sări la bătea Și Educație, da. A sufletului. O, absolut, absolut. Asta este lupta și războiul pe care trebuie să-l duci să-l porți mai departe. Teddy, uh, regizor, George, actor, Nu amii, mamă. Mamă. Așa am putea <laughs> numi uh, toată pleada asta de oameni buni care au pus umărul la această poveste care merge mai departe. A, și a fost povestea... multă iubire la filmul ăsta. Multă lume a venit din iubire, de drag. Am mâncat împreună, am stat împreună. Uh, Ne-a fost milă de George cu barba lui împreună. <laughs> lipește de <-o> două jos, <laughs> lipește de două jos. Bun. De asta cred că iese iubire din filmul ăsta. Ca asta am primit asta, dăm Povestea se oprește aici, dar ia odată ce, îi spunem noi, stop, merge mai departe prin glasul uh, și puterea uh, de viață a lui George. Mersi mult. A fost o onoare să te cunoaștem. Mulțumim. Și o plăcere totodată să vă avem pe amândoi în studio. Mulțumim. Ne, ne vedem din 27 în octombrie în cinematografe, sper să să se umple. Și